această inflație cu care ne lovim are o componentă extrem de importantă, este generată, o componentă importantă e reprezentată de prețul la energie, în special prețul la gaz, care a crescut fulminant, peste 50% în ultima perioadă, la fel și pentru energia electrică. Însă, dacă vreți, din punctul meu de vedere, această inflație este generată de o subinvestiție făcută în trecut, pentru că ne-am dat seama, am crezut că suntem independenți energetic, ne-am dat seama că nu suntem chiar așa independenți energetic și mai avem nevoie de investiții pentru a deveni cu adevărat independenți de importul de energie. La fel și din punct de vedere a factorilor de producție. Suntem în continuare, avem o balanță comercială negativă, ceea ce arată că importăm mai mult decât exportăm. Și asta este tot în urma unei lipse de investiții al ultimilor ani. De aceea cred că, dacă vreți, această provocare geopolitică în care ne aflăm, situație de multiple crize. Avem criză sanitară, peste care s-a suprapus criza militară, conflictul la graniță, inflația. Toate aceste crize reprezintă și o oportunitate, pentru că poate acum mai mult decât oricând trebuie să fim conștienți că trebuie să promovăm investițiile și să îi promovăm investițiile în factorii de producție interne, astfel încât să nu mai fim atât de dependenți de importuri, cu atât mai puțin de importurile de energie. Pe de altă parte, inflația a fost generată și de, cum spuneați, e o cerere foarte mare pentru produse din domeniul eolian, da? Componente din domeniul eolian, peste care s-a suprapus și întreruperile de furnizare de materii prime. Că ați menționat China. China se află într-un lockdown. Deci e foarte greu să aduci acum din China echipamente, elemente pentru a produce în Europa. Și atunci investițiile în factorii de producție local sunt extrem de importante.